seara, dragi telespectatori! Sunt Florentina Davidescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Puzzle Vieții Educație. În această seară, în platoul Campus TV, îi am alături pe mine, de mine, pe 6 elevi din cadrul Colegiului Național Pedagogic Sfirul Haret. Aceștia vor avea de dezbătut o moțiune. Aceasta mare denumire, acest Parlament consideră că modernizarea este benefică societății românești. Așadar, îi invit să-și susțină discursurile în această seară. Așadar, vorbitorul 1 va începe discursul. Bună seara, sunt Streja Maria Ștefania și astăzi voi reprezenta vorbitorul 1 al Parlamentului. Urmată de colegii mei, vorbitorul 2, Pârvu George, și vorbitorul 3, Neagu Denisa. Împreună vom susține moțiunea. Acest Parlament consideră că modernizarea României este benefică populației României. În această zi mă prezint cu convingerea fermă că modernizarea societății este esențială și benefică populației României. Modernizarea este un drept la care ar trebui să aibă acces toți cetățenii, fiind o necesitate pentru ca țara noastră să rămână un punct de reper. Când auzim de modernizare și dezvoltarea unui stat precum România, ne referim la procesul amplu prin care statul îmbunătățește calitatea vieții, asigură stabilitatea economică, prezintă drepturile omului și le susține și consolidează toate instituțiile statului la cerințele secolului 21. Dezvoltarea nu înseamnă doar aspecte economice, înseamnă și modernizarea înseamnă mai mult decât dezvoltarea tehnologiilor, înseamnă și adaptarea noastră ca oameni la valori precum responsabilitate civică, toleranță și diversitate, sustenabilitatea și protejarea mediului, dar mai ales cultură și educație. Cum dezvoltarea este un proces continuu, toată planeta se află într-un drum de modernizare, cele mai dezvoltate țări aflându-se într-o relație de prietenie și competiție, încercând să le ofere cetățenilor săi cele mai bune condiții de trai. În ansamblu, la momentul actual în România, România se află într-un proces amplu și complex de modernizare. Intervenție. Dacă modernizarea ar trebui să satisfacă drepturile omului, de ce mai mult de jumătate din populație nu e satisfăcută de condițiile în care trăiesc? Păi o să prezentăm argumentele și o să explicăm de ce. În ultimii ani, România s-a modernizat în mare parte din punct de vedere economic, atrăgând mulți investitori externi și creșterea exporturilor. Totuși, prioritatea noastră nu s-a axat pe domenii mult mai importante, cum ar fi educația și sistemele publice. Cazul nostru va fi susținut de trei argumente, primul fiind prezentat în continuare de mine, iar următoarele două fiind susținute de colegul meu. Primul argument se leagă de modernizarea serviciilor publice și cum ar ajuta populația țării. Al doilea argument vizează drepturile omului, care înseamnă dezvoltare civică. Iar al treilea argument face referire la rolul decisiv pe care l-ar avea modernizarea educației. Probabil cu toți am auzit de dosarele cu șină sau poveștile cozilor interminabile din instituțiile publice. Prin modernizarea acestora, viața cetățenilor ar deveni mult mai ușoară și mai simplă când vine vorba de îndatoriri. Implementarea unor tehnologii ar duce la modernizarea și optimizarea proceselor. De asemenea, modernizarea poate contribui la economisirea de resurse și la reducerea costurilor, aceste costuri putând fi realocate altor domenii mult mai bune.
Pentru persoanele din mediile defavorizate sau bătrâni, la instituțiile publice s-ar putea oferi niște îndrumători care să-i ajute în folosirea noilor tehnologii. S-ar putea oferi un număr special care să funcționeze pe parcursul zilei, care să-i îndrume pe oameni și unde să poată să pună întrebări și pot fi îndrumați. În urma studiului Impactul digitalizării în sectorul public din România, realizat de Guvernul României, a rezultat că românilor este mult mai ușor să acceseze și să plătească facturile. Un alt studiu realizat de Institutul European din România susține faptul că modernizarea serviciilor publice prin adaptarea la noi tehnologii și ar crea o relație mult mai bună între populație și instituțiile publice, încrederea oamenilor pierzându-se în timp din cauza ineficienței. În acest moment, multe firme pot oferi servicii servicii de întreținere, precum gaze, apă sau gunoi. Au creat platforme care ajută esențial pe oameni să-și plătească facturile, ajutându-i să nu mai piardă atâta timp dintr-un capăt și altul al orașului. În concluzie, modernizarea serviciilor publice în România ar duce la salvarea de timp, resurse, costuri, atât beneficiarilor cât și lucrătorilor din serviciile publice. Mulțumesc! Bună seara! Eu reprezint vorbitorul de la opoziție și doresc să încep printr-o scurtă prezentare a moțiunii. Onorată audiență și distinși membri ai acestui Parlament, astăzi, echipa noastră se ridică în fața dumneavoastră pentru a contesta afirmația că modernizarea societății aduce necondiționat beneficii populației României. În timp ce modernizarea este adesea privită ca un panaceu pentru progres și dezvoltare, suntem aici pentru a sublinia necesitatea unei abordări mai critice a acestui subiect. Vom argumenta că modernizarea poate avea efecte adverse și poate conduce la o serie de provocări și dileme etice care nu ar trebui ignorate în discuțiile noastre despre viitorul societății românești. Ne propunem să analizăm cu atenție și să evidențiem aceste aspecte ale modernizării care ar putea să nu servească întotdeauna interesului și bunăstării populației, ci dimpotrivă. Ar putea să creeze diviziuni și să ducă la pierderea unor valori esențiale pentru societatea noastră. Sperăm că această dezbatere va aduce în lumină o înțelegere mai profundă a implicațiilor. Eu sunt Alexia, vorbitorul numărul 1, iar în discursul meu de astăzi voi contraataca spusele guvernului și îmi voi prezenta propriul argument, anume scopul învățământului românesc. Urmând ca mai apoi colega mea Mara, vorbitorul numărul 2, să prezinte celelalte două argumente ale echipei noastre, urbanizarea țării și pierderea valorilor tradiționale caracteristice poporului român. Ca mai apoi Andra, vorbitorul numărul 3, să creeze o reconstrucție a cazului nostru. Echipa noastră se opune moțiunii care afirmă că modernizarea societății este benefică populației României. Suntem de părere că aceasta nu este întotdeauna benefică pentru toți membrii societății. Există riscul ca schimbările rapide și nesistematice să genereze dezavantaje pentru anumite grupuri sau comunități. Iar unele aspecte ale modernizării ar putea duce la pierderea unor valori culturale sau sociale importante pentru identitatea noastră tradițională. În plus, modernizarea poate accentua inegalitățile sociale și poate crea diviziuni în societate. Aș dori să definez cuvintele cheie ale moțiunii noastre. Modernizarea. Modernizarea reprezintă procesul de adoptare și implementare a tehnologiilor, practicilor și ideilor noi sau actualizate, cu scopul de a aduce schimbări pozitive și îmbunătățiri în diverse domenii ale societății. Societatea. Societatea este ansamblul indivizilor care trăiesc și interacționează într-un anumit spațiu geografic și politic, având legături sociale, culturale, economice și politice. Acum am să prezint status quo. În România contemporană, modernizarea societății este un proces în desfășurare care aduce schimbări semnificative în diverse domenii. În România din zilele noastre, modernizarea este însoțită de unele preocupări și rezerve din partea unor segmente ale societății.
Una dintre aceste preocupări majore se referă la pierderea identității culturale și a tradițiilor locale în fața influenței... Intervenție. Sigur. Tradițiile și ce ai mai spus tu pot fi protejate de asociații cum ar fi UNESCO. Într-adevăr, UNESCO poate proteja aceste lucruri, dar este un pic mai greu, pentru că noi ne axăm să împrumutăm pentru procesul de modernizare din alte țări, în loc să ne axăm să dezvoltăm ceea ce deja noi avem. Aș dori să continui spunând că în România din zilele noastre, modernizarea este însoțită de unele preocupări și rezerve din partea unor segmente ale societății. Una dintre acestea se referă la pierderea identității culturale și tradițiilor locale în fața influenței tăi mai puternice a culturii globale. Modernizarea poate duce la o uniformizare culturală, amenințând diversitatea și bogăția culturală a României. În plus, creșterea decalajelor sociale este o temă frecvent abordată, cu modernizarea accentuând discrepanțele dintre regiunile urbanizate și cele rurale, precum și între diferitele categorii socioeconomice. Acest lucru poate conduce la marginalizare și polarizare socială, submimând coeziunea și solidaritatea națională. Dependența excesivă de tehnologie este o altă preocupare, deoarece modernizarea poate genera o marginalizare a modului tradițional de viață și o supra-solicitare a resurselor tehnologice. Acest lucru poate duce la pierderea abilităților și cunoștințelor tradiționale, amenințând echilibrul și sustenabilitatea comunității locale. În concluzie, modernizarea societății în România este un proces complex. Aș dori să contraatac spusele vorbitorului 1 de la guvern și aș dori să menționez că, da, într-adevăr, implementarea tehnologiilor nu ar fi o idee rea, dar putem privi și din altă perspectivă, deoarece oamenii ar rămâne fără loc de muncă și șomajul ar crește semnificativ în țara noastră. De asemenea, nu toți se pot adapta. Într-adevăr, poți încerca și în mediul rural să încerci să-i faci pe oameni să fie atras de tehnologie, dar este foarte greu acum pentru că ei s-au învățat să crească acolo, au obiceiurile lor și este destul de greu, mai ales la o anumită vârstă, să vii și să aduci ceva nou, în special bătrânilor. De asemenea, am mai menționat și plățile online pentru că ai economisit timp, dar pot apărea erori pentru că toată lumea accesează acel site în același timp și se pot produce erori foarte, foarte rapid. Aș dori să continui rapid și cu argumentul meu. Scopul învățământului românesc ar trebui să fie acela de a crea români capabili și integri să-și locuiască propria țară. Studii realizate de Departamentul de Psihologie din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj arată că 3 din 4 elevi nu dobândesc abilitățile necesare de analiză și de interpretare a cunoștințelor dobândite. De asemenea, după procesele de digitalizare și reforme a subiectelor de bacalaureat în anul 2024, statisticile arată că mai mult de 57% nu au luat 5 la limba română, iar la istorie și matematică 60% nu au luat peste 5, conform statisticilor realizate de edu.ro. Aș dori să reamintesc ceea ce am prezentat. Am făcut o scurtă introducere a părerii noastre despre moțiune, am prezentat vorbitorii, am definit cuvintele cheie ale moțiunii, am prezentat status quo, am contraatacat și am prezentat argumentul meu pe care aș dori să-l luați în seamă cu promptitudine. Bună seara, mă numesc Păiful George, iar astăzi voi reprezenta vorbitorul numărul 2 al guvernului. Vreau să încep prin a răspunde primului vorbitor al opoziției. Aceasta a specificat că prin modernizarea anumitor sisteme ale instituțiilor publice pot apărea erori, dar acestea pot fi rezolvate prin alocarea de fonduri către softuri performante cu o securitate cibernetică mult mai dezvoltată. Așadar, acum voi prezenta al doilea argument al echipei guvernului. Modernizarea societății este importantă și benefică deoarece aduce după sine posibilitatea de respectare în totalitate a drepturilor omului. Cu toții avem un set de drepturi care ne sunt întreținute și garantate de ONU, Organizația Națiunilor Unite. Totuși, în cadrul societății române, de multe ori, aceste drepturi sunt încălcate din cauza opiniilor și prejudecăților învechite și mereu prezente în mințile românilor, de peste tot.
Un set important de drepturi fundamentale este acela care se referă la libertatea de exprimare și de opinie a oamenilor. Diverse persoane de culturi și mentalități diferite suferă și au suferit critici din partea unei societăți care nu este îndeajuns de avansată pentru a deveni multiculturală și pentru a accepta diversitatea. În România, 34,5% din populație se confruntă cu riscul de sărăcie sau excluziune socială conform datelor publicate de Eurostat. Acesta este cel mai ridicat procent din rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste cifre reflectă o realitate crudă, cea că există o parte semnificativă a populației care se simte marginalizată. Intervenție. Da. Realitatea crudă despre care vorbești se rezumă tot la faptul că datorită urbanizării, venitul mediu pe economie s-a creat o discrepanță între cel de la rural și cel de la urban. Ok. De asemenea, opinia publică influențează opiniile personale ale tuturor oamenilor, iar din cauza unei opinii publice negative în legătură cu oamenii diverși, anumite medii, cum ar fi anturajul sau familia, considerate până atunci sigure, pot deveni medii în care oamenii se simt excluși sau... Intervenție. Da. Mi-a plăcut oarecum ideea de a investi într-o siguranță cibernetică, dar de unde acești bani? Banii pot proveni din, domenii pe care statul le susține, dar nu o face într-un mod activ, cum ar fi, nu știu, fondurile alocate instituțiilor publice care nu le gestionează într-un mod valid și bun, pot fi alocate mai degrabă dezvoltării softurilor și securității cibernetice. România, din cauza trecutului său tumultuos, este predispusă la opinii negative privind diversitatea și diferențele dintre oameni. Dar, dacă vrem o societate înfloritoare care să sprijine activ reputația și poziția țării, atunci ar trebui să ne modificăm percepțiile și opiniile într-un mod în care să devenim cât mai toleranți și prin care să eliminăm prejudecățile din societate. Aceste lucruri ar duce la o societate mult mai prosperă, care la rândul ei ar asigura creșterea economică a României, cât și a nivelului de trai al întregii populații, atrăgând după sine o reputație favorabilă, născătoare de oportunități pentru dezvoltarea țării. Alt argument prin care putem dovedi că modernizarea societății este benefică populației României este acela al educației. Dacă sprijinim domeniul educațional pentru că acesta să devină unul de top prin care oricine trece ar putea deveni un membru de admirat al societății, ne-am garantat reușita în numeroase domenii. Acești elevi trecuți printr-un sistem modern voi crește să devină cetățeni informați și responsabili cu competențe relevante în societatea modernă pe care vrem să o implementăm. Așadar, pentru o societate benefică României este nevoie ca aceasta să fie educată și susținută. De asemenea, aceasta trebuie să fie cât mai tolerantă și inclusivă față de toată lumea. Așadar, vă rugăm să votați moțiunea. Mulțumim! Bună seara, mă numesc Dumitra Chemara și sunt vorbitorul 2 al echipei opoziție. Voi începe prin a contraataca ce a spus vorbitorul 2 de la guvern. Criticile despre care a vorbit sunt suferite pentru că elevii nu se pot adapta, în primul rând. Nivelul de trai nu poate crește la rural datorită discrepanței între rural și urban, iar ca elevii să se adapteze unui sistem de educație modernizat, ar trebui să fie educați profesorii în a deveni pedagogi, lucru care momentan nu e posibil. De asemenea, statisticile pe care le-a prezentat sunt reflectă, de fapt, faptul că elevii nu se pot adapta. În conformitate cu afirmațiile pe care colega mea, Alexia, le-a exprimat, Universul.net a realizat un studiu care demonstrează că 65% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani pleacă la studii în străinătate.
Primul meu argument, cum a menționat colega mea, se va referi la urbanizarea țării. Urbanizarea țării, așa cum știm cu toții, s-a produs în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, pe fondul industrializării forțate și a migrației de la sat la oraș, lucru despre care am mai vorbit. În condițiile cererii masive de forță de muncă, din fabrici și uzine, precum și a nivelului de trai ceva mai crescut în mediul urban, industrializarea accelerată a generat urbanizare, care, la rândul său, a determinat abandonarea mediului rural. Infrastructura precară, serviciile publice de slabă calitate, oferta redusă de locuri de muncă, influențează în mod negativ calitatea vieții persoanelor rezidente în mediul rural. Lipsiți de posibilitățile de afirmare, tinerii din mediul rural decid să migreze spre orașele dezvoltate sau spre alte țări în căutarea bunăstării personale. Migrația tinerilor generează depopularea satelor și are drept consecință imediată reducerea populației active economic, în special în sectorul agricol, și creșterea ponderii persoanelor vârstnice în totalul populației rurale, precum și scăderea veniturilor administrațiilor din mediul rural. În România, în anul 2021, 55,6% din totalul populației locuiește la oraș, în timp ce populația urbană este de aproape 44,4%, adică aproape egal. Aceste cifre au fost influențate de migrația populației către orașe, în căutare de oportunități de muncă și educație. Următorul argument. Naționalismul românesc este unul cultural care militează încă de la origini pentru recunoașterea și susținerea valorilor românești autentice, reprezentat de mari personalități de-a lungul timpului, precum Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Titu Maiorescu și așa mai departe. În urma modernizării, frecvența participării românilor la activități culturale a scăzut drastic. 32% nu au participat niciodată, iar 56% doar de câteva ori pe an sau chiar mai rar. Andrei Pleșu susține că România fără români este o abstracțiune, însă în contextul României de astăzi, savoarea culturală a românilor se estompează treptat. Românul nu mai citește, nu mai merge la teatru, nu mai merge la cinema. Cultura a rămas sigur în marile orașe, Bucureștiul, Iașul, Clujul, Timișoara, la nivelul elitelor. Dar este o cultură de tip european, nu o cultură pur românească. Mari intelectuali influențați de postmodernism, pe care cu toții sigur am auzit, precum Mircea Cărtărescu, Gabriel Liceanu, nu mulțumesc, exprimă că resimt jenă în a-și asuma identitatea românească. Prin modernizare, România își pierde autenticitatea, iar românii nu fac altceva decât să se asorteze. Un calapod care nu îi se potrivește, acela global. Așadar, urbanizarea accelerată în România, determinată de industrializarea rapidă și migrația populației de la sate la orașe, a avut consecințe semnificative asupra mediului rural și asupra culturii românești. Procesul de modernizare, așa cum am spus, a dus la o scădere a participării la activități culturale și la pierderea autenticității culturale românești, cu mulți români adoptând modele culturale globale și neglijând valorile locale. Mulțumesc! Bună seara, sunt Neagă Denisa, iar astăzi reprezint al treilea vorbitor al Guvernului. În primul rând, aș vrea să încep prin a-i răspunde vorbitorului 2 din opoziție, prin faptul că tradițiile românești sunt destul de bine îndrăgite, sunt destul de bine înrădăcinate în mintea populației, pentru că nu pot fi uitate și ignorate atât de ușor. De asemenea, tradițiile care fac cu adevărat parte din identitatea noastră culturală sunt și pot fi protejate prin metode ca Asociația UNESCO, ONU și așa mai departe. De asemenea, vorbitorul 2 a precizat că românii nu se mai culturalizează, nu se mai duc la teatru și nu își mai valorifizează marile personalități, cum ar fi Mihai Eminescu și așa mai departe, dar consider că asta nu este adevărat, pentru că românii încă se duc la teatru, românii încă se culturalizează, încă se promovează aceste lucruri și de asemenea, de asta sunt încă sărbătorite marile zile a acestor mari personalități. Și aș vrea să continui prin reactualizarea și reluarea argumentelor celorlalți vorbitori, și anume, primul vorbitor a vorbit despre birocrația din România.
Țara noastră este recunoscută ca una în care birocrația a pus stăpânire pe majoritatea domeniilor de activitate. Sistemul de sănătate, sistemul juridic, sistemul educațional și așa mai departe. Nu există în momentul de față nicio instituție publică românească în care să lipsească sistemul birocratic greoi care să facă, care să se face resimțită în general o activitate administrativă a acestora. În afară problemelor de acest tip care se confruntă atât angajații instituțiilor publice în anumite momente ale activităților, mai pot apărea și unele probleme de organizare. Din acest motiv, este foarte importantă și necesară dezvoltarea birocrației, iar acest lucru se poate rezolva foarte rapid dacă am înlocui anumite platforme, anumite instituții cu o platformă online care să fie accesibilă și destul de ușoară și destul de simplă de folosit pentru populația îmbătrânită. O să refuz, îmi pare rău. Pentru că știm foarte bine că în România populația a îmbătrânit foarte mult. De ce a îmbătrânit foarte mult? Din cauza cererile care nu sunt ascultate de tineret. În acest motiv, consider că modernizarea societății este importantă pentru noile generații. Mai avem nevoie și de modernizare la nivel civic, la nivel psihic a românilor. De ce? Pentru că în prezent ne confruntăm cu foarte multă discriminare și cu foarte multă ură față de minoritățile din România. Aș putea să spun în concluzie că înțelegem prin modernizarea societății atât evoluția tehnologică și aplicabilitatea ei în diverse domenii, dar și evoluția noastră psihică. Odată cu reglementarea acestora, România se va transforma în sfârșit într-o țară deschisă și sigură noilor generații care se va concentra pe formarea tinerilor și în cetățeni cu valori civice și morale și va ajunge în rândul celorlalte țări din Europa. Bună ziua, mă numesc Stan Andra și în calitate de vorbitor 3 al echipei doresc să aduc următoarele argumente pentru a susține perspectiva echipei mele în raport cu moțiunea abordată de astăzi. Pentru început vreau să contraatac argumentul vorbitorului 2 de la echipa adversă. A spus că ar trebui ca pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ să fie folosit, să fie formate platforme de învățământ pe care și persoanele în vârstă ar putea să le folosească pentru a evita problemele birocratice. Însă, cum ar putea bătrânii care sunt depășiți în zilele noastre de tehnologie să se adapteze la aceste platforme? Pentru că este greu să pui acum o persoană de la 60 de ani în fața unui telefon, în fața internetului și să o lași pe cont propriu să se descurce. De asemenea, s-a pus problema că în zilele noastre există foarte mulți copii care suferă de analfabetism. Dar și că ar trebui ca... și că ar trebui ca acum copiii să se folosească de cărți, de mersul la teatru și de astfel de mijloace pentru a evita problema cu analfabetismul. Însă, în ziua de azi, nici copiii nu mai citesc cum citeau înainte, strict din cauza modernizării, pentru că acum a apărut o nouă problemă reprezentată de telefoane, de tablete. În ziua de astăzi vedem copii de la 2 ani că sunt puși în fața unor... Intervenție. Nu, mulțumesc. În fața unui televizor, în fața unei tablete de părinți în mod non-stop. Și asta duce la mai multe probleme, cum ar fi lipsa de atenție, deficitul de comunicare și așa mai departe. Numărul românilor care părăsesc țara în speranța unui trai mai bun este îngrijorător și adesea duce la o creștere a influențelor culturale globale, ceea ce duce la pierderea tradițiilor și identității culturale locale. Acest lucru poate fi resimțit ca o pierdere de către anumite segmente ale populației care își văd valorile și tradițiile înlocuite. Da.
Ai vorbit despre faptul că noile generații au început să aibă o dependență legată de tehnologie și că mulți copii de la vârste foarte, foarte, foarte fragede folosesc telefoane sau alte dispozitive, ceea ce nu este ok. Doar că aceste lucruri se produc deoarece părinții din țara noastră nu sunt destul de educați și nu sunt informați cum, în primul rând, cum să-și crească copilul și, în al doilea rând, cum să folosească aceste tehnologii în preajma lor. Da, dar mai există și majoritatea părinților care merg pe ceea ce văd în afară și merg pe principiul că copilul meu o să se uite la ceva pe internet care bineînțeles este venit din afară, care să îl educe. Ceea ce nu se întâmplă pentru că niciun copil care stă în fața unui calculator sau în fața unui telefon folosește acel dispozitiv strict pentru scop educațional. Este imposibil. Când vine vorba despre emigrare, se observă că emigrarea definitivă a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 de ani a fost în anul 2021, în cifre reale, de aproximativ 3 ori mai mare decât valoarea sa din anul 2010 și cu 68% mai mare decât cea înregistrată în anul 2002, când România nici nu era membra a Uniunii Europene, iar procesul de emigrare era cu mult mai dificil. Titiu Maiorescu surprinde toate aceste declinuri în formă fără fond, unde prezintă concis cum forma fără fond nu face altceva în afară de a strica un mijloc puternic de cultură. În loc ca un spirit nou de muncă și de iubire, cu iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizației noastre, s-a păstrat din contră în cultura și vechiul spirit bizantin care a intrat în formele noi ale civilizației apusene. Citez că o cultură falsă nu poate trăi un popor și dacă stăruiește cu ea, atunci dă un exemplu mai mult pentru vechea lege a istoriei, că în lupta între civilizarea adevărată și între o națiune rezistentă se nimicește națiunea, dar niciodată adevărul. Închei citatul. În anii 60-70, datorită politicii de industrializare forțată, conducerea statului a avut nevoie de forță de muncă. În orașe nu exista, așa că au adus din mediul rural. Consecințe. În agricultură a apărut un mare deficit de forță de muncă, care a fost compensat parțial prin mecanizare, parțial prin folosirea muncii forțate a soldaților și a elevilor. În orașe, acești oameni nu au reușit să se integreze. Au păstrat mentalitatea rurală. Adică, în jurul blocurilor apar culturi de ceapă, de usturoi, etc. Și la intrarea în bloc apare celebra băncuță unde lumea stă la bârfă, exact ca în mediul rural. O altă consecință a pierderii tradiționalismului este traiul chinuitor pe care persoanele în vârstă îl duc. În urma românilor plecați în străinătate, departe, rămân vârstnici care nu se pot întreține pe cont propriu, mai ales atunci când fac parte din zone uitate de lume, sate fantome. Fantomă, o altă consecință a evoluției forțate. Anumite familii au adoptat regimul de cămin pentru aceștia, însă această nouă formă de îngrijire și monitorizare nu este benefică. În România, conform datelor dintr-un raport al Institutului Național de Statistică din 2020, aproximativ 85.000 de persoane vârstnice sunt instituționalizate în azile sau centre de îngrijire. Totuși, există preocupări cu privire la calitatea serviciilor oferite în aceste instituții, inclusiv aspecte legate de personalul insuficient, condițiile de trai și lipsa de resurse pentru asigurarea unei îngrijiri adecvate. În prezent sunt deschise mai multe anchete care au sub supraveghere preocupările și condițiile de trai ale bătrânilor din azile. Conform unui raport al Asociației Pro-Senectute din 2020, care a analizat 300 de azile din România, s-au identificat următoarele aspecte legate de condițiile de trai ale bătrânilor. Supraaglomerare. Multe azile sunt supraaglomerate, iar bătrânii nu beneficiază de suficient spațiu personal. Lipsa de personal calificat. Personalul din azile este uneori insuficient calificat sau subdimensionat pentru a oferi îngrijire adecvată bătrânilor. Lipsa de activități recreative și sociale. Bătrânii pot resimți lipsa de activități recreative și sociale, ceea ce poate duce la izolare și singurătate. Probleme legate de igienă și alimentație. Unele azile se confruntă cu probleme legate de igienă și calitatea alimentației oferită bătrânilor. Este important ca acest subiect să fie abordat, pentru că, după cum spune și Adina Stoica, citez, bătrânețea nu este atât despre ani, cât despre trăirea singurătății în mijlocul mulțimii. Așadar. Bine. Aceste lucruri din azile despre care ai vorbit ar putea fi rezolvate dacă am adopta mai multe modele europene sau din alte țări despre, în legătură cu îngrijirea bătrânilor și nu am rămâne pe tradițiile noastre învechite legate de îngrijirea bătrânilor.
Într-adevăr, este parțial corect ceea ce spui tu, însă nu toate azilele, chiar și dacă ar primi fondurile suficiente, ar putea să aibă grijă de, de bătrâni, pentru că nu toate azilele sunt calificate pentru asta, nu toate azilele sunt, cum să spun eu, trecute în registru și chiar și oricând bătrânii pot să sfârșească într-un mod tragic în astfel de azile, părerea mea. Așadar, în lumina acestor pierderi, împletite într-un context modern, apare un sentiment de pierdere și de strămare a legăturilor noastre cu trecutul și cei care ne-au călăuzit drumul. Privind în urmă la toate eforturile pe care strămoșii noștri le-au avut, care au vărsat lacrimi, sudoare, chiar și sânge, pare că totul este în zadar, stând în umbra unor standarde ireale setate de o societate, de o evoluție neclară. Mulțumesc. Un studiu realizat de news.ro susține că mai mult de 50% dintre români sunt reticenți cu privire la modernizarea societății. Imaginați-vă o societate care să fie un exemplu de mândrie pentru figuri precum Mihai Eminescu și Nicolae Iorga, unde cetățenii să se simtă împliniți și să respecte tradițiile ancestrale. Se potrivește această imagine cu procesul de modernizare al României? Ce reacție ar avea Nicolae Iorga dacă ar vedea că tinerii români își părăsesc țara și valorile tradiționale se estompează? Oprirea modernizării va pune la punct toate brezele sistemelor din România și va reda încrederea poporului în propria țară. Fără influențe și modele de trai occidentale, societatea României ar putea să-și recâștige mândria și onoarea. Voi încheia cu un citat faimos al unui domnitor care a apărat acest popor, precum Vlad Țepeș. Nu e țara voastră, ci voi sunteți ai țării. Pentru discursul de replay vreau să pun în paralelă lumea noastră, susținută de emoțiune, în comparație cu lumea voastră. Așadar, lumea noastră în care emoțiunea ar fi implementată este una dezvoltată, care se concentrează pe dezvoltarea tinerilor și pe devenirea acestora. În care toate procesele care durează, cum am spus și vorbitorul 1, toate procesele care de obicei durează zile întregi, pierzi foarte mult timp la cozi și în birocrație, aceste procese ar putea deveni mult mai rapide și ar putea fi grăbite, devenind o problemă de 10 minute sau chiar mai puțin, posibil să fie abordate chiar și din confortul locuinței proprii. Ce a spus vorbitorul 2 al opoziției impune rămânerea în rural sau plecarea spre alte țări, iar prin adoptarea modelului european ne ajutăm să ne dezvoltăm aceste programe și domenii pe care sigur nu le putem dezvolta prin tradițiile noastre care sunt învechite și nu mai dau randament în prezența, în cerințele societății moderne. Acesta a fost discursul de replay, așadar vă rugăm să votați moțiunea. Am urmărit așadar dezbaterea pe tema modernizării în România. Le mulțumim elevilor pentru acest discurs minunat și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Așadar, vă invit să vizionați în continuare emisiunea Puzzle Vieții Educație. La revedere!